pentru astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local, prin dispoziția numărul 51 din 8-a 2-a 2015. Din cei 15 consilieri sunt prezenți toți consilieri. Prin urmare, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Așa cum ați luat cunoștință din ordinea de zi transmisă, sunt pe 13 puncte. Iar dacă nu sunt alte probleme ce nu suferă amânare, supun aprobării ordinea de zi, astfel cum v-a fost comunicată. Totodată, supun la vot procesul verbal al ședinței din 18.3. Dacă nu sunt, aveți având în vedere opinia domnului consilier din data din 20.3, domnul Baharu Bogdan preia conducerea. Domn președinte, nu mai întâlnit, dacă se poate. Aș dori ca să vă informez despre activitățile pe care le-am desfășurat în luna ianuarie, potrivit programului pe care l-am avut pe data de 24 ianuarie, am organizat programul acestui dedicat în limbii principatelor române. În continuare am lucrat și aproape este spre finalizare ghidul turistico-economic al Comunei Oituz. Despre activitățile pe care le desfășurăm la Căminul Cultural pot să vă informeze tot timpul doi domni consilieri, domnul Floroiu și domnul Bureanu, care sunt membri ai formației corale și știu exact ce se face la Căminul Cultural. Atât. Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnilor economice pentru realizarea obiectivului lucrări de canalizare pentru evacuare apei epurate în emisar. Aici... Eu am văzut acest material, dar nu știu de unde era este suma asta de 500 de milioane, 50 de milioane, pentru că nu am văzut niciun proiect. Dacă pe 87 de metri, 85 de metri, stă pe o jumătate din miliard. Nu reiese de aici valoarea lucrărilor. 85 de metri miliard. S-a făcut un studiu, s-a făcut o nată, este la Bâscă, s-a făcut un studiu. Ne-a obligat până în martie, trebuia terminat de anul trecut. Nu știu când s-a făcut proiectul inițial, nu știu de ce s-a zis că apa circula chiar pe lângă, pe lângă stația de epurare și atunci nu trebuia făcut canalul ăla. Dar apa, eu știu că pe acolo, chiar pe lângă stația de epurare, n-a trecut de când eram eu copil, tot pe sub ăla trecea. Și atunci trebuia din proiect făcut șanț betonat până în Oituz. Și uitați, avem două buze. Da, am înțeles că le-ați spus, domnul consilier, ce i-a răspuns. Da. Și acum ne cere, ne-a cerut de anul trecut, când a venit controlul, să ori să betonăm, ori să facem, să găsim o soluție tehnică cu țeavă cu ăsta. Noi trebuie să punem țeavă cu rutoată, că pe câmpul ăla trec câteodată mașini, căruțe și dacă pun o țeavă normală, se sparge și muncim iară două. Țeavă cu rutoată rezistă la 10 tone. E puțin mai scumpă, dar nu mai avem probleme. Și la distanța de 800 de metri cât are, 85 de metri cât are, trebuie să avem cel puțin două guri de vizitare, că din când în când trebuie curățit. Ei iau apă de unde se varsă în Oituz. Stând și bărtind, niciodată nu este calitativ. O să vă aduc să vedeți întotdeauna plătind penalizări. Pentru că nu e apă de aici, chiar unde se varsă în Oituz. Și atunci, dacă punem țeava asta, cum ne-a cerut ei, și trebuie făcut și o gură betonată. Că trebuie făcut chiar la râu, betonat, ca să vină să ia apă. Ăsta este proiectul, la domnul, conform proiectului domnul Vâscă, cam atâta costă. Șanțul există, dar trebuie curățit, ca să-i dai inclinația de 2%. Cât e valoarea domnului Vâscă, am alu? 50.163. Proiectul la dumneavoastră? Da? Da. Domnul Apostol? Domnul primar, Serviciul Apă Canal a solicitat un împrumut de la primăria Oituz. De ce nu suportă ei din acel împrumut lucrarea?
Domnul este serviciu apă canal, este pentru întrețin. Noi trebuia să-i dăm, apă canal în bune condiții, deci funcțional. Serviciul ăsta care noi îl împrumutăm, de unde să facă? Ziceți, de unde să facă? Păi să îngroapă din start, să îngroapă în datorii. Odată, și... odată trebuie să te ieși cu picioarele lor. Da. Păi da, atunci trebuia să-i predăm, să-i predăm la cheie. Că noi am vrut să-l predăm la CRAB. Dar nu l-a luat, pentru că serviciul nu era, nu suntem stăpâni pe tot ăsta, terenul. Terenul, pe toate astea, până nu se rezolvă treaba asta, nu puteai să dai la altul. Asta a fost soluția de avare. Dacă dumneavoastră aveți altceva mai bun, eu nu am nimic împotrivă. Faceți, puteți să hotărâți. Domnul Boacă? Domnul primar, eu cu domnul Foroi am fost la turnador. Și ne-am dus pentru cu ce am discutat cu dumneavoastră. Nu se poate, pentru că nu că nu se, cred că nu s-a vrut. Pentru că noi când ne-am dus, uitați, este omul de față, ne-a zis, băi, a venit atunci la momentul respectiv, a făcut într-adevăr acolo, de acolo n-a mai venit. Domnul Foroi, ești de acord cu mine? Noi am promis că după ce ne întoarcem de la acolo servic privat, mergem la domnul primar și comunicăm ce am făcut. N-am venit, ne iertați, de ce n-am venit? Eu vin cu lecția învățată când vin la dumneavoastră. Nu vin cu jumătate de măsură. Adică ce relație am privit noi de acolo și ce trebuie să facem, urmează să facem și eu zic că vom avea câștig de cauză. Să mi-a promis domnul Negoiță când vine domnul... Ne-a dat adresele, ne-a spus ce avem de făcut și era noi putem să facem și să obținem, cred că să obținem și... Terenul respectiv. Da. Deci, în mandatul 2012-2016 am inițiat 4 proiecte de hotărâri pentru expropriere asupra peste de vreo 800 de metri pătrați unde sunt cele 2 bazine. 8 sau 9 consilieri din 15 n-au fost de acord, proiectul pentru expropriere n-a trecut. De aia este situația care este acum. Cu terenul. Da, domnul primar. De 5 ani de zile chiar nu s-a putut să mai putea interveni. Păi atunci... După 2016, după alege, se putea interveni. Că păi așa s-a lăudat unii, că fac eu, domnule, o revoluție și nu se rezolvă. Și mai trec 2 ani și nu se rezolvă nici. Da, domnul Vitor. Proiectul care spune domnul Ostroș, într-adevăr, am votat împotrivă și eu eram consilier pentru expropiere. Dar expropierea se face în momentul că nu ai de investiții pe... Expropierea se face oricând. Nu este adevărat, nu trebuie expropierea și după aceea investiția domnului Osoloș. Eu v-am arătat aprobarea scrisă al turnador că sunt de acord cu schimbarea de teren. După aceea nu mai pot de acord nici cu schimbarea, nici cu expropierea Consiliului Local. Nu erai dumneata de acord. Alte discuții? Da, domnul. După cum a adăugat și domnul Apostol, s-a dat pentru a apucat suma asta de 5 miliarde de lei, bani vechi, aș face aici un punct. 5 miliarde? 50 de miliarde. 50 de miliarde. Împrumut. Dar să țină cont și de muncitorii care sunt sub ordinea domnului Francis pentru un echipament, că i-am văzut prin zonă. Nu corespund cum sunt echipați. Nici și echipamente, nu cum ești de cu mapa, unul cu mapa, trei cu... Nu, invers, trei cu mapa, unul cu sapă. Să țină puțin cont de, să aibă și un bocan, să aibă o ceacă, să aibă... O ceacă, să aibă... Să aibă costumația adecvată. Munce respective. Și eu aș vrea să mănânc zilnic la Intercontinental, să mă ia avionul, să mănânc acolo, să vin înapoi. Dar dacă nu-mi dă buzunarul, mănânc și fasole. Așa e și cu serviciul ăsta. Întâi să fii productiv și după aceea cumpărăm. Din nimica, din datorie să mă cumpăr. Și asta eu cred că trebuie să aibă echipament. Strictul necesar am luat. Îi informare, trebuie să-i facem ăsta. Știu că sunt... N-au condiții și ăsta, strictul necesar. Ferească Dumnezeu de un accident. Păi accident nu poate să aibă, domnule, accident. Ba da, poate să aibă, că ei lucrează în un canal, lucrează așa cum lucrează. Ferească de un accident. Sunteți în cel mai măsură ca să vă răspundiți. Nu numai Francis, sunt ceilalți. Domnul primar, dacă nu se merge, domnul Francis, dacă nu merge în teren și să o ia de la un capăt,
să noteze toate, toți cetățenii, toate locuințele care s-au tras apă și să se pună apometru. Dar să pun apometru la toți. Să știți dumneavoastră, domnule, l-ați chemat să vedeți. Am fost în teren și m-am întâlnit cu dânsul. Să vedeți că avem registru și să scrie tot în registru și i-a pus păi, pe toți. Păi da, dar am întâlnit și cetățeanul care a spus așa. Vine să-mi sigileze mie apometru când vecinul și celălalt nici n-are pus. Adică eu să plătesc și ceilalți să nu plătească. Să se pună apometri. Acum, cetățeanul spune că eu nu pun apometru, dacă îmi pune primăria. Păi să tai, domnule, că toată lumea bun. Vrea pomană, nu se poate pomană. Păi dat un termen și să se pună apometri până la data de și de atunci înregistrat și dat drumul la apă și să plătească. S-a făcut anunțul, s-a pus futuraj din poartă în poartă până pe 15 martie. Dacă nu au apometri, oamenii se va debranșa. Îi vom debranșa. Până pe 5 martie. O să vedem. Domnule, partea proastă este că s-a trecut din 3 ani de zile, s-a acordat oamenii și nu s-a plătit nimic, fără, cu acceptul cunoștirii primării. Și acum ce să-i facem la oameni? Dar adevărul este că odată trebuie terminată și situația asta, trebuie legalizată situația asta, acestei secții apă canal. S-a investit niște bani și haideți să trecem, la treabă. Nu s-ar putea să fie montate apometrii de serviciu apă canal, contracost? Dar de ce să se dă cine ăștia vin? Să-ți ia pielea domnului apă canal. Cetățeanul nu montează. Domnule, de ce nu vreți să înțelegeți că oamenii s-au învățat de pomană, că ne-am dus să punem, dar ce plătim apa? Păi normal că trebuie să o plătim. Le-am atenționat, știm exact, avem tabele, le-am luat contuorul până vine prețul. Este un preț foarte rezonabil, la 3 lei și ceva. Deci le-am pus, jumate este deja scris în registru, acum avem deja chitanțiere, o să luăm și primăria care plătește la primărie 15 lei racordarea, 20 de lei verificarea instalației cu ăsta. Deja începem să producem. De ce nu vreți să înțelegeți? Ani de zile nu, păi râdeți, domnule, dumneavoastră ca consilier, dacă vreți să vă implicați, luați-o și dumneavoastră din casă în casă să vedeți cum se rezolvă. E tare ușor să spuneți că vrem. Păi ne chinuim un an de zile ca să găsim o soluție și am găsit o soluție și începem să funcționăm și să scoatem toate ciușmelele, pentru că de acum e cazul cine vrea să racordeze, să racordeze și ciușmelele le scoatem. Dumneavoastră nu știți multe treburi care se fac ca să totuși să funcționeze și nu, domnule, este greu, dar trebuie. Dar deja e serviciu, deja se poate încasa, pentru că până săptămâna trecută nu se putea, nici nu s-a luat salariul. Pentru că dacă nu ai contabil, nu ai cont, nu poți face nimic. Acum s-a luat boniere, s-a luat absolut totul. Știm toți oamenii care sunt, aproape toți, se umblă de 3 săptămâni, se umblă pe străzi, cu caietul, semnează omul care l-a luat cunoștință, cu toate chestiile astea. Deci asta este treaba rezolvată. Asta de acum e treaba care o să meargă. Noi am dat împrumut, nu tot, a luat numai 50.000 de lei, poate mai dăm 50.000 și restul sper să înceapă să se descurce, dar el nu poate să facă investiții acum după 20 de lei care încasează ei. Când o să începe după 3 luni să ne vină și prețul aprobat de la ANR, după aceea putem face încasarea după consum. Că vă spun, toată iarna, oamenii în loc să izoleze, au lăsat robinetul deschis. Când ne-am dus acolo, făceau scapei în gheață. Și acum când mă duc să-l lăsa, să-i spun să facă, îți contra acum, dar eu trebuie să plătesc, dacă nu plătește tăiem, că nu putem și vara, toată vara a udat, de aia n-a ajuns apa. A udat cu grădina. Nu vrea să ude, să plătească. După ce își pune apometru, dar vine să lasă de sus. Păi tocmai asta a făcut. Acum, oamenii aia pentru apă. Care sunt pentru cetățeni și care sunt pentru private, sunt separate sau e pe aceeași coloană? Ce anume coloană? N-ar trebui să fie separat? Nu, e viața coloană. Dar cine își permite să facă două rânduri de conductivă? Ce dragi? E aceeași coloană. Da, domnul Petrișor. Aceste probleme și spuneați că oamenii nu vor să plătească, e clar că după un an, doi ani de când ei consumă fără să plătească, e normal să fie greu. Acum, că trebuie să rezolvăm, trebuie să ne luăm inima în dinți. Ce să rezolvăm? Pentru că dacă s-a ajuns aici, s-a ajuns pentru că a fost cauzată această problemă.
elimină cauza și vezi efectul după aia, domnul Petrișor. De ce să mă elimin când oamenii s-au racordat cum au dorit? Fără apometri, fără nimic. Adică să nu-mi ascunde. Rămâne legea lui Tocmea. Să și un apometri. Haideți să supun un apot proiect. Haideți să supun un apot proiect. Cine este pentru? Eu mă abțin. Se abține domnul Otore, Apostol și... Cine se abține? Marius și nu mă abțin. Domnul Floroi, dumneavoastră? Mă abțin deocamdată. Organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județului Bacău, ACOR. Are cuvântul domnul Apostol Zorel, președintele comisiei. Da, avem aviz favorabil. S-a mai discutat problema aceasta, deci nu e o noutate, așa că... Da, da. Multe comentarii la asta. Domnule, apar probleme noi și un audit este necesar ca aer. Este clar asta. Spune, domnule. Am văzut acest acord, spre deosebire de primul, care a venit în urmă, cred că cu aproximativ 2-3 luni de zile, au fost câteva îmbunătățiri la el. Și aș vrea să întreb pe doamna secretară, chiar și doamna juristă, dacă este un acord favorabil primăriei Uitus, în condițiile în care creează o dependență, că nu ne putem retrage, și atinge un principiu din legea 215/2001 și acela și respectiv autonomia locală. Prin faptul că noi nu putem să ne retragem la ei decât după 3 ani de la aprobarea Consiliului Local, consider că este o atingere gravă a autonomiei locale. Eu nu consider că este o atingere gravă. Chestiune care țin de oportunitatea adoptării actului administrativ, nu consider că întotdeauna țin și de legalitatea actului administrativ. În urmare, nu sunt în măsură să vă răspund la această întrebare. Este decizia dumneavoastră. Sunteți conștienți că dacă votați 3 ani de zile, trebuie să fim asociați aici și... De audit e nevoie. Și ca și cheltuieli, eu pun salariul, având în vedere că mi s-au dat sume concrete, pun cheltuielile aferente personale, cred că ar fi mult mai mari să trebuie. Siguranța. Eu pot să vă răspund că am fost la ședință. S-a mărit taxa din cauza că trebuie să se facă serviciu. Serviciul s-a calculat la numărul de membri. La ultima ședință deja au mai aderat de la 26 până la 30 au mai aderat, încă 6 sau 8 persoane. Bogdăneștiul nu a aderat, dar o să aibă probleme, pentru că au probleme până și Ștefan cel Mare, care are un singur auditor. Legea spune că trebuie să ai 2 auditori. Un singur auditor nu poate să facă auditul, nu le ia nimeni în seamă, a fost o lege veche. Trebuie 2 auditori. Să ai 2 auditori, unul trebuie să aibă 5 ani vechime, numai un 3.000 de lei să-i dai unui auditor și la altul 2.000, 5.000 de lei pe lună, numai salariul de bază, nu adaosul. La 12 luni câți bani costă? Calculați cât bani costă primăria, nu vă mai spun că sunt posturile blocate și nici nu e recunoscut. Și atunci s-a ajuns la nivel de țară, s-a ajuns cu auditorul. Piatra Neamț are de 3 ani auditorul. Iașul de 3 ani are auditorul, unde are toate primăriile au sistemul ăsta cu auditor. Și acum costă mai mult, pentru că toți trebuie să-și cumpere mașină, trebuie să-și cumpere programe, trebuie să-și cumpere calculatoare. Poate la anul, când o să mai vină membri, având ăsta, trebuie numai pentru auditoriu. Că ei nu poate să fie 5 oameni și gata, acoperă toate astea. Pentru că un audit durează 20 de zile lucrătoare. Deci un audit vine o lună de zile la primărie și ea.
și face auditul, indiferent de primărie, că erau primării mici care au dat 7 oameni afară din lipsă de bani, sau alții zice că avem un venit foarte mic și nu ne permitem să să angajăm, să dăm bani ăștia de de taxă, care e de membru ăsta. Și a zis, dom'le, atunci dacă nu vreți, nu vreți. Dar ce faceți? Că e lege în domeniu, trebuie să aveți auditul. Și e obligație să faci auditul. Și atunci hotărâți dumneavoastră dacă avem sau nu avem. Eu atunci am acoperire, când vine curtea de conturi, am acoperire, dom'le, n-am auditul să controleze. Că... Și o să vedeți că toți, până la urmă, toți o să fac. Și Bogdănești, chiar dacă nu are bani, o să ajungă la concluzia că chiar dacă e mai bine, plătește auditorul, că este mult mai rentabil. Vreau să mă fac bineînțeles, nu sunt împotriva acestui proiect, dar nu în ce condiții vor ei. Pentru că v-am zis... Nu vor ei, domnule, noi suntem o asociație, înțelegeți greșit, domnul Petrișor. Este asociație. O asociație a primarilor, Nu, e asociația comunelor. Este asociație care se negociază acest acord. Păi, dar nu crezi că am hotărât numai eu? Am hotărât cu toții. Păi, tocmai trebuie să ți susținem pentru că creează dependență. Și nu trebuie să ne gândim numai acum pe termen scurt. Să ne gândim și la următoarele legislații care vor urma și conducerii. Auditul pe 3 ani. Oh, pentru siguranța funcționarii trebuie să există o perioadă de minte aia. Asta e stabilit. Dar sunt probleme care se ivez. Dom'le, ce nu le rezolvă dacă nu avem un cadru calificat? E normal să fie auditul. Ce de la acolo? E normal, aia zic și eu. Dacă nu mai sunt discuții sub două proiecte, de aia zic și eu mai plătesc că mă retrag. Se abține domnul Petrișor. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Vestit în perioada martie 2018. Au cuvântul domnul Apostu, Prunduiu, Damian și Boacă Leonard pentru avizul de legalitate. S-a dat aviz favorabil. S-a dat aviz favorabil pentru domnul Floroiu. Propune? Da. Domnul Floroiu, propune. Noi am prost pe domnul Floroiu. Ceilalți care vor. Propune? La Comisia de Cultură. Pe domnul Simeon. Murean. Păi bine, să punem... Să punem prima... prima propunere a domnului Osor. Trece la parte. Se abține cine? Gabor? Unde ați însut de pentru domnul Murean? Nu. Da, bine și la Comisia de Cultură. E colegul nostru și-l susține. Da, e colegul nostru. Da, e colegul nostru. Da, e colegul nostru. Da. Da. Ați votat pentru? Da. Atunci când ne-am mutat, era 8. Păi era 8 și care era 8, acum nu mai sunt. Când s-a murat, când s-a terminat. Era 9, domnul Vici. Zice că nu l-am numărat pe domnul Vici. Și atunci 6 și 9. Și domnul Vici a ridicat mâna. Da. Păi el trebuia să iasă, tot nu e domnul. Era la obținut. Dacă n-a ieșit, să vedem cine e. Mai votăm o dată pentru domnul Gigaș. Nu,
Doamne, acum că ați votat, dacă îmi dați și mie voie, și eu am fost consilier, și credeți-mă că m-am simțit foarte prost că m-au ales chiar la început președinte de asta. Mă mai bâlbâia, mai ăsta, eu aș da sugestie întâi să meargă cei care au puțină experiență și ceilalți care sunt noi au timp să învețe. Au învățat și pentru au timp. Și au timp. Eu vă spun că e mult mai bine așa. Și au timp tot ăsta. Pentru că am votat, dar era mult mai bine. Că și eu m-am simțit stânjenit la început până te obișnuiești, până ăsta. Da, au cam trecut cei așa și acum trecem la punctul 4 la ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Iutus pe 2018. Domnul Apostu, avizul? Da. Este, da. Sunt în la cuvânt la acest proiect? Dacă nu sunt discuții, domnul Apostu, spuneți. Aici, acest proiect este cu baza unei adrese și consider că în moment ce este adresă la Agenția Națională a Funcțiilor Publici, așa li s-a cerut. Dar, cât îi providesc să știm și noi, vă dau un exemplu. De exemplu, consilier ca să fie ca profesional la sistem. În număr maxim de funcții publice, două. Număr funcții publice ocupate, una. Dar vreau să spun așa, compartiment. Să știm și noi, da? La compartimentul urbanist este un... Vă dat un exemplu. Este un post ocupat, unul este vacant. Aici dăm la gradele profesionale, dar nu spunem pe compartiment. Nu ne dăm seama de la ce compartiment. Nu a fost un organigram care m-a aprobat acum câteva luni, scrie exact așa și știți dumneavoastră. Da, domnule, dar am spus aici, sunt prea treci. Ce era? Vreau să trec compartimentul. Da, da. E de merit, Nu mai urmăr. Eu, fiind la președinte Comisiei de Agricultură și așa cu titulatura aia, eu zic că la compartimentul urbanist trebuie să mai studiem problema ca unul singur, la cât e de mare comuna noastră, nu o să facă niciodată singură față. Nu vreau să țin cu Adrian, nu vreau să țin cu nimeni nimic. Înainte toate schițele astea le făcea Dumnezeu, iete fratele. E, nu se poate acum, că legea e atât de stufoasă, încât nu se poate să facă singur față. Să facă cum trebuie, conform legii. Eu am remarcat treaba asta, sunt case care sunt spre case, se demolează, alții construiesc, dita mai bine, oaiele, nu-și dă seama cu ce o să, peste ani de zile, cu ce o să le întrețină. Și eu zic că aici ar trebui o leacă umblat, aici și la Poliția Comunitară. Eu cred că se poate face față, că acum s-a modernizat, se lucrează pe calculator, nu manual. Eu în perioada 96-2000 am fost viceprimar și am lucrat singur la urbanism. Și dacă se uite la numărul de autorizații de construcții și semolare emisii, au fost mult mai mari ca în perioada asta. Și cum am făcut eu față singur? Și lucram și viceprimar și lucram și sâmbătă și duminică. Se poate face. E greu, e adevărat, e greu. Pretențiile și legile s-au mărit acum. Stufoase, domnul primar. Da, dar se lucrează... Atâtea hârtii și să începe... Nu se lucrează la Indigo ca atunci, domnule. Da, acolo se lucra la Indigo. Și pe teren, trimite-o, domnul primar, trimite-o să-l măsoare lui nenea, lui oasă, lui țața... Dar nu măsoară proiectantul, domnule. El nu trebuie să fie acolo, domnule. Măsoară proiectantul și el și veniți... Dar nu e să fie și via pe teren?
Exact cum e și la agricultură. Acum doamna Diana ce face? Face juristă sau face la agricultură? Martra, juristă să mai poți să juridic. Da, dacă îmi permiteți, eu vă înțeleg frustrările. Trebuie să înțelegeți că s-au evit o grămadă de probleme în cadrul serviciului și a trebuit să luăm de aici, să punem acolo ca să funcționeze. Mie credeți că mi-a făcut plăcere să pun consilier pe domnul Ghineș și să pun la agricultură? Trebuia din 2015 să fie gata registrele agricole. Am căutat să facem ce am făcut, tocmai ca să rezolvăm problemele. Nimeni n-a știut că o doamnă se îmbolnăvește, stă 2 ani de zile în concediu, ori vine, ori nu vine, că cineva iar rămâne gravid și mai face un copil și nu vine, și uite așa, alta e... Sunt persoane, domnul primar, care e gravid, am văzut cu ochii de când am venit eu consilier aici și n-am mai văzut de acolo, că face alu și cărlagă. Și probabil, când o să vină, o să facem serviciile să funcționeze așa cum ăsta. Noi ne chinuim de vreo 2 ani de zile și de pe timpul domnului Ozoru ne chinuim să căutăm un cadastrist care nu vine nimeni la salariu. Nu vine la salariu. Avem o promisiune. Nu vin, domnule, am scos de nu știu câte ori. Exact cum am scos. Exact cum am scos și la apă canal. De câte ori am scos la apă canal pentru șef serviciu? N-a venit niciunul. S-au prezentat, au avut condiții. Păi da, dar să-i rea postul, domnule. Eu nu pot să-i spun să-l accept pe ăla că vine el. Sunt examene, sunt ăla. Contestații sunt, trebuie să mergem legal, dacă vreți așa, să ne asumăm riscul, eu nu mi-l asum, eu trebuie să fie totul legal. Și avem speranța că o să avem și un cadastrist, că trebuie un cadastrist care o să fie pe lângă lupul, când merge la fața locului cu aparate, atunci o să se măsoare exact toate casele, mărimea, care nu sunt, ca să se plătească. Ăla nu ce de la Suceava, domnul primar, lăsați că ta. Domnul, ăla de la Suceava. Ăla de la Suceava. Ăla care măsoară nivă gradă. E pe SEAP, s-au câștigat pe SEAP. Și din fața porții. Păi nu poți... Măsoară nivă gradă, el. Nu poți să le... Trebuia să se facă toate străzile, cadastrarea străzilor, ca să facem... nomenclatorul stradal. Dar acum vă dau vestea bună că deja am intrat 4 comune pe județul Bacău cu cadastrare generală, unde o să vină de la București și atunci o să vedem cine mai face călăgie, că eu aș pune acolo, că nu eu pun acolo, pentru că sunt cine au lucrat în primărie. Haideți să nu mai mergem acolo. Ăla când vine trebuie să pe mine, că eu sunt proprietar acolo, să mă întrebi. Nu vine el din nu știu din unde mama dracului, nici nu știe ulița aia. Sau să măsoare mie ulița ca habar nu are pe ce. Hotarele noi le arătăm. Nu vine el din la Suceava să măsoare mie, că eu am băgat poarta 2 metri și mai 3 și am mașina în fața acolo. Are să supune la vot proiectul. Cine este pentru? Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului comunei Oitus pe 2017. Domnul primar. A fost și interimar, secretar interimar, fac un an de zile. Nu, a fost și interimar. A cui a luat? Era sau cui a pus mai spune? Doamna secretară, apoi punem problema dumneavoastră. Păi dar ați citit proiectul de votare, ați luat cu atunci, avizul favorabil? Avem aviz favorabil, suntem de acord cu calitatea. Și noi am dat aviz favorabil. Dar aș avea o problemă pentru domnul primar. Propun ca domnul primar să dedice un spațiu adecvat unde doamna secretară să-și desfășoare activitatea în bune condiții. Pentru că la biroul ăla de un metru, care l-are în birou acolo, mergem cu proiecte, stăm în picioare, stăm cu hârtii din mâini, dar nu am să le așez, că le amestecăm cu... Și două persoane. Și două persoane, într-un birou. Deci, domn primar, trebuie să găsiți o soluție, nu se poate. O ducem la cămin, îi facem. Mă spun, soluția este să demolească personalul, soluția e rezolvată definitiv la anul când se termină primăria, unde o să fie o schimbare. Dar până acum s-a găsit o soluție, singură n-are cum să stea. Domnul primar, de ce scrie secretariat atunci acolo?
dați-i pe ba acolo și așa puniți un alt din coace. Doamna Adela să ducă la locul ei, iar doamna să coboare, că nu e nicio problemă, doamna Marian Costândoi, dacă cu starea civilă în jos din coace. Și ea să ducă la locul ei. Domnul Boabe, nu am nimic cu doamna Mariana, dar doamna Mariana acolo, dacă vă uitați, are gratii la ușă, da? Da. Știți de ce are gratii la ușă? Da, pentru că era secretar. Gratii la ușă nu le are ca să o păzi pe doamna secretară. Nu, nu, e pentru actele necesare. Arhivă sau ce ești. Starea civilă care trebuie ținut sub cheie. Sunt documente cu speciale. Nu începeți acum să le mutăm, că sunt sertare noi, sunt ăsta. Le schimbăm, unde le schimbăm? Scoatem, că majoritatea birouri sunt câte trei. Domnul primar, așa cum este primăria, dacă vă dați interesul, găsiți un spațiu adecvat. Nu are sens să dacă nu lăsați un semn în Consiliul Proiect de Hotărâri și vă demonstrăm că găsim un spațiu adecvat în primărie. Dar nu faceți ăsta, chemăm tot personalul aici și, și ăsta, sunt de acord. Chemăm tot personalul, faceți dumneavoastră un aranjament, eu pot să vin și în sala asta, că nu țin neapărat să fie o sală mare. Că chiar m-am oferit să-i dau și lui doamna Lenuța, că avea acolo stătea înghesuită și am vrut să-i dau sala mea, să mă mut eu ori la vice și vicele dincolo și până la urmă am venit cu soluția să punem un geam și a rămas tot acolo, că s-a obișnuit omul. Hai, să pun sunt de acord să găsim o soluție pentru doamna secretară. Este necesar. O să ne gândim cu domnul Dorel împreună și venim cu propunere foarte mic, domnule, foarte mic, ce să mă iubim? Avem de discutat, avem de vorbit. Uitați-vă numai la... Nu funcționăm cu devinerea. Nu funcționăm noi consilierii, nici noi cum trebuie. Deci ne gândim. Împreună cu dumneavoastră găsim o soluție în comis. Da, hai să trecem. Nu cred că mai e la mai simpatică sau nu știu cine a fost secretar. Supun la vot. Ești normal. Nu, pentru vot. Da, vot, vot. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea priorităților, obiectivelor și planului de acțiuni pe 2018. Au cuvântul domnul Apostu, domnul Tondoiu și domnul Leonard pentru avize. Da? Sunt legale, da. Întrebări, discuții? Noi ne-am pus părerea. Supun la vot proiectul la domnul să discut. Cine este pentru? Trecem la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oituș, județul Bacău. Domnul Apostu și domnul Boacă pentru avize. Da, cu siguranță comentarii. Nu s-a, tot ce s-a făcut acolo s-a făcut din birou. Nimic pe teren. Deci, eu cu domnul Foroi am fost și am cronometrat exact ulița care a fost acolo, care este acolo 3223, care zice că e 1060 de lățime și nu este. Măsurat. Am cronometrat cu domnul Foroi. Eu să completez. În urma măsurătorilor care s-au făcut pentru tabulare catastrale și inventarierea care se face acum, sunt 64 de drumuri sătești. Drum sătești, drum public. Și ce înseamnă un drum public? Eu am zis un drum public este acel care are acces pentru o căruță, o mașină, un tractor. Asta înseamnă. Care depășește o lățime de cel puțin 3 metri. Bun, eu am zis 3 metri. Și să vă spun de ce. Am găsit două drumuri, unul la Voicuz și unul la Fierăstrău, care are o lungime de 178 de metri, o suprafață de 195 de metri și o lățime de 1 metru și 9 cm. Al doilea drum este la Fierăstrău, care are o lungime de 62 de metri, o suprafață de 89 de metri și o lățime de 1,43 de metri. Asta se mai numește drum public sau potecă. Bun. 48 de drumuri, 48 de drumuri,
au o lățime între 3 și 10 metri. Aici este acceptabil. 12 drumuri are o lățime între 10 și 15 metri. Iar două drumuri care sunt la Hârja, vă dau numărul. Așa. Unul la Hârja are o lungime de 21 de metri, o suprafață de 586 de metri și o lățime de 27,90 metri. Dacă lățimea este mai mare decât lungimea, atunci mă întreb ce serviciul este. Nu știu, poate este o greșeală. Și un alt drum, care este la 617 la Hârja, lungimea este de 85 de metri, suprafața de 1907 metri, iar lățimea de 22,44 cm. 22 de metri, o lățime. Am zis că astea două drumuri de 22 și 27 este pe o pajiște, pe un fâneț. S-a dat o stradă, domnule. E o stradă. Să ne explice cineva, este o greșeală, cred că. Ca să fie un drum de 27 de metri lățime, și unul să fie de 1,09 m sau 1,23 m, dacă toate drumurile trebuie să fie, să aibă drum de acces, să fie de peste 3 metri, peste 4 metri. Dacă poate cineva să ne explice, adă la cază. Ne-a sărit în urmă. Să-ți trebuie atunci, doamna Emilia, un pic să ne aștept. Prăzăm la postul. Domnule, nemulțumirea la toți consilierii este faptul, de exemplu. Dați-vă la prezent. DSE 2474 Oituz, lungimea 76 metri, suprafața 513 metri pătrați, drum sătesc din pământ și balanță. Dar cum se pune? De la intersecția sau din punctul până în punct. Ca să știm și noi. Asta e nemulțumirea, bănuiesc la toți consilierii. Asta e, nu mai. Scrie numărul de acolo, numărul străzii, care nici nu există, domnul. Și? Din calea ferată s-a făcut drum sătesc. Dracu, mai auzit așa ceva? Noi cerem să ne spună cineva, că noi nu știm exact drumurile astea. Nu, domnul Șomăt, că le-am întrebat. Ne iertați, doamna, eu sunt cel care vreau o lămurire. Am găsit drum de 1 metru și 9 cm lățime. Am găsit drum, două drumuri sunt de 1,47 lățime. Am găsit drumuri care se include, se încadrează între 4 și 10 metri. Sunt 12 drumuri care are o lățime de 10-15 metri, iar două drumuri care depășesc de 20 de metri. Este unul de 22 de metri 45 și unul de 27-90 la Hârja. Cum poate un drum să fie lungimea de 21 de metri și lățimea de 29? Asta e întrebarea mea. Poate e o greșeală. S-au luat intersecții. Măsurătoarea n-am făcut-o eu. Măsurătoarea a făcut-o cadastristul, firma de cadastru. Dar și ăla poate greși. Acum, rugămintea noastră este la Comisia de Agricultură să ne dați exact poziția drumurilor, unde le putem găsi, sau hartă. Și noi ne ducem și prin sondaj, vrem să verificăm, să vedem dacă e o greșeală sau dacă există drumul. Sunt la parcelare, la... Asta vrem. După care vă puteți orienta. La cine ne adresăm? Și eu. Bine, mulțumesc. Ca să vă uitați da. Pe deschise. Sunt da, domnul președinte. Eu cu domnul Foro, eu am vorbit și cu domnul primar. A zis că ne punem indemnizația în luna viitoare și cumpărăm, cum se cheamă, denometru sau cum se cheamă? Denometru. 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 O luăm de la cap la cap. Fiecare care este acolo așa, măsurăm. Băi, te punem în legalitate. Cât te ne ocupa? Atât. Ce ai construit? De ce ai construit aici dacă nu ești proprietar? Și mergem și o să facem, ne-am propus noi Comisia de Agricultură să facem treaba asta. Asta ziceam, domnul primar, revenim la problema care noi am mai discutat-o și altă dată. Bun, rezolvăm. Haideți să fim de acord și să nu mai ziceți că noi nu suntem în cunoștință de cauză. Să mergem în teren. Să mergem în teren să verificăm toate terenurile astea care sunt ocupate de cetățeni și să-i punem în legalitate. Și așa am zis că contribuim la venitul bugetului. Chiar mă bucur că dumneavoastră puteți să faceți măsurători informative. Nu aveți dumneavoastră competența să... Noi atâta cu rugămintea și cu aprobarea domnului primar să mergem în teren și să depistăm toate terenurile astea care sunt ocupate și care
trebuie să fie puse în legalitate. Asta este lucrurile. Poate eu am altă listă de inventare, dar eu lățimea unde ați văzut-o dumneavoastră? Cum? Nu ți-ați luat lățimea. Lățimea era doar în inventar vechi. Doamna, doamna, stați așa puțin. Haideți ca să vedem și lățimea, că n-am făcut matematica pe lume. O lungime de 21 de metri, o lungime de 21 de metri și o suprafață totală de 1970, câte lățime are? Împărțim, are. Păi 1970 împărțit la 21 este egal cu 27,9. Domnul Florel, nu vreau să vă contrazic că ziceți că asta, da? Vă dau un exemplu la Cernica de Poiana Sărată. Drumul are o anumită lățime, dar până în case unde șanțul e tot terenul nostru. Și când l-a făcut, a luat toată suprafața aia. Dacă știți acolo la Cernica, e mai luat decât drum. Dar el când a luat, a luat terenul ăla unde drumul de Cernica are atâta suprafață, până în casa omului. Și în partea aia, că nu e a omului. Și a zis, când a făcut planul ăsta, a luat toată suprafața. Dacă dumneavoastră împărțiți că suprafața la asta, normal că nu vă iese drumul. Cum, dar dacă printr-o pajă, știi, este trecut un drum, pentru toate pajele. Drumul în sine e drum, dar a luat toată cea noastră proprietate. Păi așa, așa spuneți că... Dar dacă dumneavoastră împărțiți, împărțiți ăsta, normal că nu vă iese. Dar drumul, și aici este drum de categoria a doua, drum de categoria a treia și cum modernizăm aici cu fonduri europene. De unde se știe, dacă spune drum setesc, cu o lungime de 21 de metri și o suprafață de 2700 metri. Păi da, dar nu e numai drumul în sine, e toată proprietatea noastră. Păi drumul se referă, suprafața se referă la drum, nu la drum. Așa dacă suprafața, că e și dincolo de șansă, când inventariem pajeștele și pășunele, aducem cu drumul cu tot cu șansă. De acum apar, domnule, cu șanțurile și cu ăsta. Da, dacă eu v-am spus că o să se facă cadastrarea generală, eu nu știu de ce vă mai chinuiți. Noi de-abia așteptăm să vină și atunci să clarifică. Dacă nu ne considerăm noi că ne chinuim, de ce să ne spunem că noi ne chinuim? Noi vrem să ne implicăm și să facem ceva. Eu mă bucur. Dar nu putem contrazice niște măsurători făcute de niște specialiști. Doamne, eu am întrebat. Am întrebat. Da, am împărțit suprafața la lungime. Și da, e doamnă, și eu când am zis s-a făcut numai din birou și numai acolo. Nici nu înțelegeți. Dumneavoastră nici nu știți prundul ăla acolo care mă zbat. Am fost la arhivele române de timp s-a vorat acolo eu și cu Robică. Sunt multe. De azi, nici nu știți unde e drumul ăla. De azi, nici nu știți unde e drumul ăla. Care au venit cu măsurătorii, că putem... Da. Am înapoi. Păi câte un înapoi de-a fost că putem înapoi de-a fost pe teren. Eu a fost niciodată. El vine de la Suceava și îi sponsorăm terenul care e proprietatea părinților. N-am niciodată necesare ca să-l contrazice. Noi nu vrem să ne contrazicem, nu. Nu. Noi vrem să verificăm, să vedem exact. Ca să știm, să ne lămurim. Scoate primăria prundul tot la licitație și nu-mi dă mie spațiul care am, pentru care tata a făcut două război mondial. Mai aveți de vorba la jumătate. Aș ruga pe doamna Emilia să ne spună ce drumuri se modifică, că nu reiese din documentația primită. Păi drumurile care sunt anexă, toate? Acelea se modifică. Deci toate din anexă? Da. Da. Okay. Acolo sunt toate, adică ce ai prins în anexa la proiectul de hotărâre, toate drumurile din comun. Doar cele care au suferit modificări. Domnul președinte, să vă mai dau un exemplu. Da, la cartea funciară nu primesc, adică este nevoie de HCL atunci când modificările sunt mai mari de 10% față de suprafața din HG-ul, din HCL-ul vechi. La cele la care au apărut modificări mai mari de 10%, a fost nevoie de HCL și sunt cuprinse în anexă. În sens în care aș vrea să votați proiectul de hotărâre sub o altă formă, adică în articolul unic pe care îl aveți în proiectul de hotărâre, în care se zice că se modifică inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, am considerat că trebuie să specificăm exact că se aprobă modificarea unor poziții din anexa 1 ca să se înțeleagă foarte bine că se modifică doar unele poziții conform anexei. Exact. Și atunci vor fi două articole. Se aprobă modificarea unor poziții din anexa 1 cuprinzând inventarul conform anexei 1 la prezenta, așa cum a fost prezentată, și aprobă modificarea unor poziții din anexa 2, anexa originală. Pozițiile respective se înlocuiesc cu anexa la prezentul proiect. Să mă dau un exemplu.
știți că acolo puteți Dobre. Dobre nici nu era venit de acolo când am făcut noi. Fostul primar era, a zis să aduc țeava de la Transchim. Și a zis, nu, Transchim transportă. Nu aduce de acolo, să nu vină rafinării. Rafinăria nu face țeava. Și am făcut-o eu cu frate Starca, cu frate mi și cu tot. Podeți. De ce scrie Podeți Dobre acolo? Am făcut că ajutat primăria cu ceva, nici măcar cu un stat de cimen nu ne-a ajutat. De ce scrie acolo Podeți Dobre? Așa a fost Nu, domnule, de asta ne-am lăsit ele. Doamna Emilia, de asta am plecat cu domnul Făroi și cu ceilalți membri al comisiei, la fiecare să vedem drumul și tot absolut. Nu facem nimic din rău. Eu mă întrebeam, domnul... Emilia, exact, la ora actuală, sunt drumuri sătești care figurează înscris ca existente, dar care în realitate nu mai există. Sunt? Sunt nu trebuie să dispară de aici. Ba da, o să fie o ulterior, după ce se termină măsurătorile, să aprobăm pozițiile respective. Corect. Sunt drumuri care s-au închis sau care au fost luat de apă malul respectiv și drumul nu mai e. Sunt vreo câteva poziții. Da. Mulțumesc. Supun la mod proiect, nu? Cu ceea ce am făcut. Chineză, Petru. Ce s-au propus? Trecem la punctul 8 la ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și Salubrizare Bacău. Domnul consilier a fost un duel, președinte comisiei. Domnul președinte, din tot cum bine știm toți, consilierii acest proiect a fost discutat și am dat reducerea în ceas. Mi s-au comunicat lămuririle solicitate, tatarea primit aviz favorabil. Ce din partea noastră? Da. Mai țin discuții? Nu. Supun la proiectul. Cine este pentru? Trecem la punctul 9 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local al comunei Oituș unități de cult din comuna Oituș, județul Bacău. Aici este vorba de suma de 200.000 de lei pentru biserica de la Hârgea și 50.000 de lei pentru... Parășia Brăzești. Dacă mi-aduc aminte, anul trecut am zis că nu mai dăm bani. Încetăm să mai dăm bani la biserici. Dar acum vedem că... Dar nu notăm în toți banii și nu avem un dispensar și dăm numai pentru pituș, pentru altceva. Știți și anul ce este anul acesta, ce sărbătorim? Știți? Centenarul. Sunteți din comuna Oituș toți? Da. Bun. Și vrem să dăm bani la biserica din Hârgea. Știți ce se întâmplă, ce evenimente sunt? Cred că o să fie cineva care o să vă explice. Domnul așa se zice de un an jumate, că este evenimentul cu tare, că este venit tot timpul, în fiecare an se găsește că de când sunt în Consiliu... Da, anul trecând n-a fost un eveniment 100 de ani de la primul război. Da, 100 de ani. Păi ce atunci pe aia? Deci în fiecare an s-a găsit un eveniment ca să dăm bani. N-am nimic cu bisericile. Cred că anul trecut a fost destul de clar și am spus cu toți aproape, cu toții de acord, s-au fost câteva persoane care și-au exprimat punctul de vedere în Consiliu, ca și domnule, începând cu 2018, nu mai dăm. Nu știu, eu n-am la biserica de la Hârgea sunt foarte de acord să dăm. Acolo, dacă n-ați, domnul Petrișor, ați intrat în biserica aia? Am văzut, domnule, am trecut că acolo și știu ce este. Și-am spus de ce la sâmbătă. Ce frică să stai acolo în biserica. Da, domnul Boacă, dar știți că apa nu trebuie stați în... De epurare la apă și... Domnul președinte, o legătură banii de apă, de atâta am de zile de când s-a făcut. Puși să știm să scopătiți, dacă domnul primar, cine a inițiat proiectul, știți pe ce se vorba, știți unde vin banii. Domnul... Ce problemă aveți dumneavoastră? Ei, va veni anul acesta, din august, septembrie, când nu vor mai fi bani la nivelul bugetului local, nici pentru salariață și nici pentru indemnizația noastră. Deci trebuie să fim un pic mai zgârciți și mai atenți un pic. E necesar peste tot. Este necesar. Dar a fost foarte zgârciți ani de zile cu Biserica Ortodoxă din Oituș. A fost atât de zgârciți, atât de zgârciți am fost de nu s-a terminat ani de zile, știți? Și acum pentru 200.000 cu 200.000 s-a terminat față de... Stăm cu Biserica Ortodoxă de aici, neterminată din 10 ani de zile. S-au dus oamenii de câțiva ani buni la biserică, la Hârgea, la Părăzărată, la Muncei, la Ferăstrău, îl o să vin aici. Bună, domnul apostol. Domnul președinte, după cum știm, aproape toți consilierii care au fost, s-a discutat anul trecut și e adevărat, s-au spus, domnule, nu mai dăm bani la biserici. Anul trecut, în toamnă, dacă mi-am inteles bine,
am mers la biserică la Hârja, aflat și toți consilierii pe comisii. Și am constatat starea de degradare a bisericii de la Hârja. Chiar și domnul primar și domnul viceprimar anul trecut au spus că nu o să mai aloce bani pentru unitățile de cult de pe raza Cunului Dus. Dar bănuiesc că ținem cont de faptul în ce condiții se află biserica de la Hârja acum, deci tur la biserică este demolată. Mulțumim lui Dumnezeu că n-au căzut pe Mădeș. Dar aș avea un amendament la acest proiect de hotărâre. La articolul 2 aș dori eliminarea ultimei fraze. Această sumă va fi acuzată numai în cazul în care Rusia nu va primi finanțare de la bugetul de stat. E vorba de cei 50.000 de lei pentru biserica de la Parohia Frosești, în care nu s-a dat un termen. Deci, dacă nu se acordă la bugetul de stat în trimestrul 1, trimestrul 2, nu s-a dat niciun termen. Deci s-a lăsat așa un caz în care nu se va. Deci acesta ar fi amendamentul. Dar și nici la Hârja n-am făcut trimestrul 2, trimestrul 1. Nu, bă, dar tu, băi, tocmai de asta am spus. Da, e... Nu, dar aici e vorba... Depinde și de banii care îi prinde... Da, domnul. Da, domnul, o să fie bugetul la semnă viitoare. Uitați, domnul, în raportul promit de contact cu șef. Da. Pentru finalizarea picturii Bisericii Ortodoxe, Sfinții Părați Părtăvit și Elena de Lătus, astfel încât să fie inaugurată cu o cadă centenară pe zona locală a sumei de 50.000 lei. Punct. Fără această frază. Da. În expunerea domnului primar, expunerea de motive inițiate de domnul primar, pentru finalizarea picturii Bisericii Ortodoxe, Sfinții Părați Părtăvit și Elena de Lătus, astfel încât să fie inaugurată cu ocazia centenarului, propun alocarea sumei de 50.000 lei. Punct. Iar în proiect, dumneavoastră mi-a spus, cu dumneavoastră vin cu această idee, da. Deci această sumă va fi acordată numai în cazul în care Parohia nu va primi finanțarea de la bugetul de stat. Bun, susțin în continuare. Bun, domnul Vice. Preotul de la Parohia Grozești a inițiat vreo 3 proiecte de hotărâri la Ministerul Culturii, încă din 1 octombrie 2017. Din începând cu octombrie, tot s-a promis că va primi finanțare, și se va aproba proiectul pentru pictură. Pictura costă aproape 4 miliarde. Iar finanțarea s-a spus că nu va fi mai mare de 150.000 de lei. Nu va fi finanțarea dată. Deci, domnul președinte, o dată, din comentament, trebuie să puneți proiectul în ordinea care e și aș vrea comentamentul. Mulțumesc. Mai sunt alte discuții? Domnul președinte, eu propun așa. Să se dea, să se aruce banii care sunt la culte și cultură pentru biserica de la Hârja. Iar, dacă o să avem bani, în rectificarea din vară, iunie, iulie, când o să fie acolo, să acordăm celălalt bani la biserica cealaltă. Nu mai sugerea mâna are nici aici. Nu, nu, aici, nu, 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 ce mai e nu, 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 bine, așa, mă, sunt atunci. E bine, e bine, domnule meu, eu am inițiat acest proiect, având în vedere starea care este acolo, biserica catolică, dar nu tot în aceea biserica de la Hârja costă mult mai mulți bani pentru reabilitare. Asta e nimica toată ce dăm noi. Reabilitarea acolo costă mult mai mult. Noi am fost bine intenționați să facem pictura, dar știți prea bine când am dat pictura ce s-a găsit, s-a demontat totul și trebuie consolidată și trebuie asta. Proiectul este mult mai mare, peste 500 de mii, aproape 800 de mii total. Și noi am dat foarte puțin ca să putem să consolidăm și să acoperim. După aceea mai vine. Dacă luăm satul Hârja, este numai bătrân și jumate mai sunt în sat. Cine o să dea bani pentru biserica? Totuși e un monument biserica respectivă. Și sunt acolo o grămadă de bătrâni, poate și noi ajungem acolo. Biserica e un loc de reculegere pentru oamenii care sunt suferinți acolo. Și eu cred că e și o chestie umanitară, nu numai de că e un cult și istoric și asta, că e o biserică veche. Dând bani aici, m-am gândit, dacă cumva nu vin bani, cu toate că există promisiuni, părintele de la Hârja a fost și are promisiuni ferme, că o să dea, a renunțat la partea lui de bani, pentru că mai ușor dădea bani pentru pictură aici, decât să dea bani pentru consolidare. Și atunci zice, vorbiți la nivel de primărie, să dea bani pentru consolidare și dăm bani noi de la cultură, dăm pentru biserică, pentru pictura.
Dar am zis, dacă cumva nu vin banii de acolo, cel puțin să termine, să termine pictura, să poată să scoată schelele din spate. Că să scoată schelele ne costă aproape 20.000. Numai să scoată. Să le bagi înapoi, iar te costă 20.000, practic să duc toți banii aia 50.000 care i-am alocat noi. Și de-aia am pus treaba asta, că dacă îi punem, că dăm încă 50.000, popa găsește, găsește se cheltuie. Și pe aia de la București și pe ăștia care îi dăm. Ăștia îi ținem de rezervă numai în momentul când, când dacă nu vin banii de acolo. Că banii nu se pierd dacă îi alocăm. Că nu îi dăm, dacă am scris, gata, trebuie să-i dau pope. Că, sincer, vă spun, popa trebuia întâi să facă biserica, după aceea să-și facă parohia. Nu să-și facă parohia și biserica la urmă. Că doar știți prea bine, nu că-l dar la parohie, la anefeni, nu se dau... Păi da, da, da. Dar am alocat primăria bani pentru... Păi nu, domnule, da. Domnul, dar din banii, păi de ce vorbești? Eu vă spun ce văd, nu? Dumneavoastră sunteți de acord? Păi trebuia întâi da. Biserica să o facă, nu să-și facă curtea cu pavaj și cu ăsta. Vreau să vă spun că lunar... Domnul și-a făcut din banii lui. Dar curtea aia intrau în oriat și era în noroi până la gând. Domnul, eu nu zic că era în noroi. Nu să-i facă curtea, domnule. Domnul, eu nu zic că nu era în noroi și asta. Dar biserica nu se trece prin curte? Întâi trebuie... Nu, nu curtea bisericii, domnule. Parohială. Parohială. Ești... N-aș înțeles. N-am suma înțeles, pentru, domnul Dorel. Suma pentru pictură este de 4 miliarde. Deci la curte, dacă se aprobă, se aprobă 150 de mii de lei. Asta îți dați, domnul Dorel. Domnule, faceți un calcul că te-am dat. Alții n-au dat nimic. Dacă vă convine, da banii tot la mine. Chiar dacă aprobați, chiar dacă nu aprobați, pot... Eu nu pot să dau bani sau pot să nu-i dau bani. Păi înseamnă că aprobarea voastră e... Păi da, așa e, dumneavoastră ați aprobat, de câte, de câte ori ați aprobat, ați dat bani, domnul? Am dat bani, pe sub... Așa, pe sub... Pe sub... Pe sub ce? Frunza pădurii. Frunza pădurii. Pare să vorbim fără. Stai așa, ora, din ce vor peritorii lui. La adresa terminat, la pictura în biserică, nu s-a terminat încă. Dar pentru pictorele, pictorele... Dar pentru pictura am dat pe noi. Da, da, nu primar, dar nu s-a terminat pictura. Nici aia ce eu nu am. Și toți s-a băgat schiere și toți s-a scos schiere. Și acolo. Nici WC-ul n-au și tot au vin ca să ceară bani. Nu a venit cu mâna întins cu numărul la primărie. Spuneți, domnul Petrișor. Vreau să zic că la Biserica Romano-Catolică de Noituz este marmură pe jos. După ce ești credincioși din biserică, marmura aia din albă este neagră. Atât. Din bun ce la Biserica Ortodoxă nu tot marmură e? Ce-i pe tine? Vreau să spun că drumurile îți varză. Păi și nu avem bani, spuneți de acolo, că nu avem asfalt, nu avem trotuare. Bugetul comunii ori dus, cam cât este, domnul primar, un aproximativ? 100 de miliarde? Ce? Bugetul comunii ori dus, un aproximativ, așa. Nu, e... Nu, 80. 80. 80. Nu cred că e 82. Mai bine de jumătate cât îți cheltuie de... salariale. Salariale. Deci 2 miliarde de jumătate la nivel de investiții, intră îți mulți bani pentru comuna. Uite, se pare mulți? Știți dumneavoastră că spun de comuna de Hârja, da? A fost comuna Hârja cândva. Nu v-ați spus atunci? A fost cândva. Cândva. Știți că toate proprietățile care aveți dumneavoastră în comuna Otuz, proprietate privată, pădurea și pășunea, provine din comuna Hârja? Știți dumneavoastră? Deci, locuitorii... O parte, domnule. Ce-ai spus? O parte. Ia amenajamentul pe agricultură și vezi că este 80% din pășune și din pădure. Știa, deci, oamenii și-au lăsat proprietățile și-au dat în comuna Otuz, sunt puțini și îi lăsăm vărul biserică. Gândiți. Totuși, noi încasăm bani, acum, de acolo. Nu e vorba de lăsat. Eu v-am spus, nevastră... Ar trebui ca... Nu? Părinții de acolo este adevărat ce sau... Să-și caute fondul din alte parte, domnule. De unde fond? Păi fondurile și-au lăsat. Pășunea și pădurea este la noi, în administrare, o folosim și o vindem, da? Altceva? Domnul președinte, domnule. Suma pentru reconstrucția bisericii la Hârja, suma se ridică la mare. Și 2 miliarde. Și 2 miliarde, care se pare mult cu dumneavoastră? Pentru noi este, nu zic nu. Ieri, alaltele, am fost la... acolo la Hârja, am proiectantul. Acum, la ultima rectificare, îi proiect 14 miliarde. Deci are o să discutăm de... Domnul Nenu, cum poți să se rază de la părerea sărată care e chiar acută și-a dat pășunile și cum spuneți dumneavoastră, pădurile. A cui a fost? A fost la lor? Da. Da. A fost la lor, apoi ne-i semnate și-au dat. Ștefan cel Mare, al lui Miron Cosma, a cui?
faptul că de vărmășia Hârșa care a existat cândva în perioada interbelică nu s-a identificat și nu și-a făcut documentația ca să-și crea proprietățile și sunt în Comuna Uitus, asta înseamnă că Comuna Uitus folosește proprietățile fostei Comune Hârșa, da? Uitați-vă la lezii, nu uitați? O parte din ea. Mai nebunit. Da. Marea parte a pășunii și a izlazilor sunt de la Ferăstrău încolo, da? Domnul, eu am pădurea 4 hectare care a fost a părinților mei, un tata, Dumnezeu să vede, din care eu n-am putut să iau decât un hectar. Pentru că a intrat cu o păsățeroată de la Păiava Țărată și a făcut de ceva. Dar n-are treabă cu proprietatea dumneavoastră. De unde a venit? Deci, gândiți-vă și faceți. Hai să spunem la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Ne abținem. Nu împotrivă, domnule, ne abținem. Cum mă, nu dai biserică, la biserică, atât nu dai bani? Înseamnă că mă urmărit deja vrențele. Ce contrazici pe domnul consilier de la biserică? Și acum supunem la vot. Ce să mai facem? Domnul Botean e în conflict de interese, fiind consilier la biserică. E în conflict de interese și mai bine să nu există niciun conflict de interese, domnul. Sunt supleant. Dacă știți ce înseamnă cuvântul supleant? Și de ce ne-ai votat? Părinții, de cât mai primești acolo? La Hârșa fii pași acolo. Da. Când mergi la soție? Hai, mă. Pe domnul vice, măi. Păi, dar ei trei au fost, sau au ținut 4 și voi 2, 6, da? Minus 15, 9 și au ieșit 8 primar. Deci 9. Nu s-au numărat iar numărul. N-a ridicat, mă, dar... S-a furat domnul. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate privată a Comunei Uitus. Domnul Apostu și domnul Leonard, da, după avizele... Da, 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 da. Ne tăiam pădurile și nu avem ce vă dăm pe zisoare. Lăsați, domnul, vă povestesc eu. Vreți să vă zic? Da. În octombrie, ne-am întâlnit cu domnul Paganea. Cu video. Bun. Și întrebăm domnul să vindile către populație? Da. Cât? 270 de lei metru cub. Așa. În cazul în care tu iei cu 80 de lei metru cub. Mai vreți să discutăm altceva? Da. Diferent. Mai vrei socoteală? Vedeți, nu vreau socoteală. Regulament. Vedeți. Acest proiect. Acest regulament, domnule. E următorul proiect cu vânzarea lemnului. Următorul. Deci, e altă treabă. Acest regulamentul s-a scos și acum se scoate pe de ca să vindim principiul la licitație. Ca să vindim masa lemnoasă, asta este. Trebuie să avem aprobat un regulament. Regulamentul care are să pună la regulamentul. Cine este pentru regulamentul? Regulament. Toată lumea. Domnul Apostol. Da, da, da. Aici am venit cu propunerile. De exemplu, anual se efectuează la orice părți, de două controle, de toamnă și de primăvară. De când suntem, nu s-a dus niciun control. Deci în Consiliul Local nu s-a dus rezultatele la niciun control, măcar să știm și noi, domnul. S-a găsit, ceoate nu s-a găsit. Atât am dus. Am dreptate, domnul Apostol, acum s-a votat. Dar intervin pentru... câteva lucruri care poate să faci. Anul trecut, Bocolo Silvii de privat, care ne ăsta ne-a plătit despăgubiri, tocmai că la ăsta s-a dat fecioare și ne-a plătit despăgubiri. Dar ne-a plătit. Ascultați un pic. Haideți să-l ascultăm. Domnul Ungureanu. Avem contract, noi avem contract cu Bocolo Silvii privat pentru asigurarea partei. Și facem și lucrările de punere în valoare și alte lucruri de care este nevoie pe baza unei comenzi pe care le punem acolo.
În legătură cu PAL, controlele sunt obligatorii 2 ani. Să fac pe baza unui grafic. Trebuie să solicităm, ca să putem să luăm și noi cunoștință Consiliul Local, că nu știm. Să solicităm parte din graficul de control, care se referă la pădurile administrate de Consiliul Local, să îl primim și noi. Iar actele de control care se întocmesc pe baza acelui grafic să fie comunicate și Consiliul Local. Cele două, care se fac primăvara și toamna. Așa scrie în legea 46, în codul civil. Deci să solicităm la Ocol să ne trimit documentele astea. Dacă sunt cumva în primărie și stau pe undeva, atunci să ne fie prezentate nouă. Ok. Trecem la următorul e tot. Mai tot. Trecem la punctul 11 la ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de masele noastre ce se va exploata din fondul forestier proprietate privată a comunei Oituz 2018. Domnul Apostol și domnul Leonard, avizele... Da. Am dat aviz favorabil. Propun ca din fiecare comisie, cele trei comisii, la fiecare licitație să ia parte câte un membru din fiecare comisie. Deci, indiferent că e la agricultură, că e la buget, finanță sau cultură, câte un membru să participe la licitație. Nu cu drept de vot, așa cum se spune, dar să participe. Observator. Cum doamne, deja. Putem să participăm toți consilierii. Se înscriu doi agenți economici, unul între timp se retrage și rămâne unul singur. Să facem un pas și atâta tot. Dacă vreți să scoatem un preț mai bun, majorăm acum. Pentru că oricum se dă. Dar e deja majorat. Îl mai majorăm și noi avem acest drept. Putem, doamna secretară, putem să majorăm. Cum să nu? Aici zice că este prețul de pornire. Este prețul de pornire. Este prețul de pornire. Este prețul minim, am propus un preț mai mare. Mai mult să ajungem la asta. Gândiți-vă că la licitație o să vină mai mulți, automat cu pasul, de 4 lei. Cel puțin 3 ar trebui să fie. Cel puțin 10 să vină. Și dacă mai mărim și noi, ce facem? Nu, nu, nu. Eu de așa. Deja se face mai mult. La 2 milioane și nu știu cât e metru, ajunge metru ster de lemne, acum, la anul ce facem? Dăm 3 milioane pe metru ster? Așa mai ajunge, dacă... Așa, vă convine domnul cu noi? Nu. Deci un potențiu ăsta și așa e mai mult. Și așa e mai mare. Dacă mai și mărim? Mai și mărim. Eu zic că e un preț echitabil. Cât a fost propus de Ocol și cât s-a mărit. E aproape dublu. Anul trecut, când am mai avut pe ordinea de zi proiectul vânzarea noastre, s-a spus că se va discuta cu agentul economic care va câștiga licitația să dea către populație. Din ce știm, nu prea s-a mai dat. Verbal s-a dat. Bogdănescu a dat cu 150 de lei metru sfer de lemn. Eu am luat de la Cătălin. Cei de la Hârja sunt oamenii care au luat cel puțin 20 de familii au luat acolo. Dar din toate cele care au fost... Da, și cu Rom Silva, da. Era domnul Cătălin. Domnul vice. Aduc aminte că era domnul Cătălin a noastră în birou odată și spunea că o să scoată la un preț minim. Păi dacă a luat cu 85 de lei el... Metru cub. Păi cu metru cub a dat? Cu 150 de metru cub a dat. Da, cu 150 de metru cub. Nu, domnule, cu 150 de metru cub. A dat la dat cu 50 de lei. N-a dat celălalt. Hai puțin ca să vorbim acolo și să vreau să se vedem exact ce ne-au... Deci din calculele făcute de Ocolul Silvic, aici un anumit preț. Domn primar a propus un preț mai mare. Spre exemplu, la partida 15.023, prețul propus de Ocol a fost de 100 de lei. Domn primar a zis 140 de lei. Deci deja cu 40 de lei. La partida 15.024, prețul a fost de 125, domn primar a zis 150. La partida 15.025, prețul calculat de Ocol a fost 110, domn primar a zis 180. Iar la 15.026, prețul propus de Ocol a fost de 96 de lei pe metru cub, iar prețul propus de domn primar a fost 100... Păi, dar noi am gândit că la 180 lei, 160 lei, jumătate din APV-ul este lemn de lucru.
Și atunci el... De-aia v-ați orientat, de-ați mărit... Păi da! Nu! Că dacă deci, era numai lemn de foc, nu puteați să... O situație, APV-urile sunt venite din septembrie. Una și de o jumătate de ani tot crescut. Crescut, da. Și este un lemn foarte bun, să lăsăm în loc. Deci gândiți-vă că APV-urile astea... Tu știi, pat. Deci APV-urile astea le avem până la septembrie. În septembrie și până acum am văzut prețul noi. Dar noi n-am pus maxime. Și de unde ești plătești? Păi de la... Păi nu stai și cum. Păi de acolo, vă dați seama ce acolo. Ce să duce acolo? Hai, restul? Haideți să supunem la vreo proiectul. Cine este pentru? Iar 22-23. Am ținut tabla aici. Alea... Acolo numai duborătură, domnule. Deci a propus a tăiat, domnule. Ea cu 50 lei sau 80 lei, tot la 3 milioane ajunge. Așa trecem la punctul 12 la ordine de zi. Raport privind activitățile desfășurate de polițiștii locale ai primăriei Oituz în perioada 1 iulie 31 decembrie 2017. Da, aici vreau să încep eu. Da, la ianuarie știți că a fost, cum a fost. Ascultați un pic, domnule. Începând din la ultima ședință până în prezent, am avut o ședință cu... Am avut o ședință cu ei și, într-adevăr, acum facem treabă și colaborăm, cum ar veni. Deci s-a schimbat în bine. În bine s-a schimbat treaba și așa că trebuie să apreciați și dumneavoastră, că în ultima lună chiar sunteți bine. Deci nu mai e valabil. Păi noi, valabil ce-a făcut acu anul. A domnul Costa. Ce-a făcut acu anul, dar de acum anul nu poate nici mai bine. Iulie. Da, domnul Costa. Până acum era nervos că nu doar doanează. Acum acum... Am ținut, ajutați cu domnul de zile. Domnul de opul de zile și eu am rămas. Deci nu e cu mine. Și asta e un lucru bun. Asta e un lucru bun. Apreciez intervenția domnului Dore. Mă scuze, l-am întrebat. Fără... Nu, că am ridicat mâna. Mă scuze, l-am întrebat. Așa e, că apreciez ce a spus domnul. Fără nicio problemă acolo, n-a avut cine se ducă. Dacă doamna, domnișoara, ce este, trebuie pus acolo un șef. Că degeaba noi coordonare. E vacant, domnule, nu e cineva acolo să facă grafici, să duc acolo să-i coordoneze. Domnișoara, șeful, domnule. I-a cumpărat mașină, nu, pentru pentru plicul. Nu, domnișoara și domnule. Nu, grafici, și așa eu le fac, nu e, dar ei sunt egal ca... Deci noi facem toți același lucru. Domnul inginer? Da. Vreau să fac o remarcă. Poliția locală, așa, cu un număr redus de personal care există, mai mult mai prezentă în spațiul public decât, decât poliția națională. Care nu avem fost de poliție aici în stat. Numai cu numele. Dar stării au rețetă. Chiar nu-i cunosc pe niciun. A plecat. A fost patru. De exemplu, avem grafi la permanență. Nu știu. Aseară, mărtirea la ora 6, până azi la 6, asta era cu un primărie. Asta este o mică chestiune. Al doilea. Înainte când era aș vrea să declar că prin poziția noastră trebuie să întâlnim autoritatea poliției locale. Nu să ne apucăm să vorbim securism. Nu, n-are niciun. Pentru că ei sunt niște oameni care muncesc. Și trebuie și să-i sprijinim chiar. Și să-i nu numai atât.
Și când vorbim de ei, să nu vorbim, a, lasă că... Cât se poate și mai mult, să le întărim, auzi. Trebuie comunicat. Asta. În 5 și să se vede și în scrieritor pentru cetățenii. Păi dar nu sunt. Nu să sperie cetățenii. E să îi vedem în piață. În scrieritor de la poliția... Păi zonă, îi vedem la intervenții când sunt probleme. Dar cine să știe, nu am fost toți în poliția. Dar vă simți și dumneavoastră? Atâta, domnul președinte. Mai sunt alte întrebări? Da. Bună, domnul Marta. Apropo la poliția locală, eu am căutat să nu intru peste ei, am zis că aparțin din administrativ să fie coordonat de domnul viceprimar. Nu am venit numai cu puncte așa, m-au cam ignorat, începând cu domnul... Vice? Nu, cu... uite că-mi scaz la domnul Coroi, care el a fost așa, învățat mai deslegat puțin, mai șmechiros de la oraș, să spună, aici sunt, că telefonul nu avea acum locație. Și, aici sunt domnul Bodea sau aici sunt și el era la mândra corporiță. I-am pus să patruleze și cu... cu băiatul de la mediu să meargă pe traseu, că se aruncă foarte mult gunoi, la care ei au refuzat că nu avem în fișa postului, cu toate că au în fișa postului, acum s-au făcut, le-am mai scris-o și personal, iar a ignorat, acum este la doamna secretară sancțiuni și pedepse, trebuie o lună de zile să stea pentru ăsta, un plan de măsuri, cât e amendă și de la luna viitoare o să treacă și sancțiuni și amenzi. Ei spuneau că cel de la mediu trebuie să dea amenzi, ăla de la mediu nu poate să dea amenzi, domnul primar poate să dea, ei poate să dea și o amendă trebuie să fie cel puțin 2 ca să dai amenzi. Și așa este, singur nu, trebuie să ai martor. Așa e și la... Dar trebuie împuternicit inspectorul de la mediu să dea și la mediu. Păi nu. Păi nu are cum. Deci ăla mediu... Cum să dea numai poliția? Ăla de la mediu merge cu el și pe linie de mediu fac procesul verbal. Împuternicirea dumneavoastră poate să dea și la dispoziție. Și fac... Și merge și dau amendă. Și sper din aprilie, din martie, la sfârșitul martie, să începem și noi să fim mult mai eficienți, cum de altfel poliția din Covasna, am rămas uimit și chiar de aia din Brașov, cât de eficienți sunt. Apar zilnic 3-4 contravenții pentru mașini parcate, aiurea pentru oameni care traversează strada, dată de poliția asta. Și sperăm ca oamenii să se implice mult mai mult, pentru că, într-adevăr, poliția, ziceam noi de domnul șef de post că e rău, dar ăștia sunt inexistenți. Când ne-am dus la ei și l-a rugat domnul vice, domne, este un camion parcat în față, a trebuit să dau telefoane tocmai la șeful poliției, la responsabilul de zonă, că el a zis, faceți o cerere, domnul vice, puneți-o și o să rezolvăm noi. Că mașina a parcat în fața unei instituții unde avem bancomate, unde e trotuar, unde e trece de pieton. Și i s-a dat amendă, până la urmă i s-a dat amendă și sper să rezolvăm. Eu pe undeva am căutat să ajut oamenii din comună care sunt șoferi. Le-am mai dat drumul acolo în piață, pe unde ăsta. N-au voie să lase mașinile pe unde ăsta. Dar a zis, fiind oameni de-a noi, hai să ajutăm. A fost o singură mașină în mijlocul parcării și i-a rupt gâtul la cel care parca. Da, și ușor, ușor a început să se rezolve treburile și o să încercăm să facem undeva și o parcare pentru ei, poate facem cu plată, că sunt foarte mulți șoferi în tranzit și poate o rezolvăm, că nu mai merge să ăsta. I-am mai avertizat și pe cei care trag pe trotuare un timp, n-au mai tras, apoi iar au tras. Dar sper să rezolvăm și cu mașinile parcate pe toate trotuarele și asta. Și când o să aibă formă legală, ca să nu-i mai aud că
Domne, nu ne-ați dat în scris, cu toate că s-a dat în scris, scuza e cea mai ușoară, știți? Ca să te scuzi că nu avem și nu putem, e cea mai ușor. Și le-am pus în vedere acum să se comporte și aud, zice domnul viceprimar că acum să înțeleg bine. Eu condiții le-am făcut. Au mașina lor, nu vreau să meargă alții cu ea, numai ei. Mașina o folosesc în patrulare? Da, numai ei o folosesc, alții nu o folosesc. Da, domnul Leonardo. Deci, chiar dacă au fost propunerea să o dau în alt loc, numai ei. Din trotuare și din șanțuri s-au făcut parcă. Uitați-vă noi aici în genul. Începând de la Biserica noastră Catolică, până la Vale, nu mai sunt șanțuri, s-au făcut parcă. Acolo parchează mașinile, acolo. Nimeni nu a luat nicio măsură. Se parchează în față la centrală, acolo, degeaba s-a făcut acolo intrarea și ieșirea, tot acolo se parchează. Da, eu de acolo cu motocicletă. Spuneți, domnule,